Dragoste confirme, există oare? Sigur că da. Vă prezint cele mai renumite cupluri de vedete care și-au transferat relația de pe ecrane în viața reală. Blake Lively și Ryan Reynolds s-au întâlnit pe platoul filmului Lanterna Verde în 2010. Ryan încă era căsătorit cu Scarlett Johansson, iar Blake se întâlnea cu Leonardo DiCaprio. Inițial, cei doi erau doar prieteni, dar după ce relațiile ambilor au eșuat, prietenia repede a trecut la un alt nivel. După 11 luni de la începutul relației, cuplul s-a căsătorit. Acum ei cresc 3 fete. Mila Kunis și Ashton Kutcher. Acești doi s-au cunoscut în 1998, pe când erau adolescenți. După filmări, nu au avut legături apropiate până în anul 2012. Între timp, actorii au schimbat numeroși parteneri, dintre care Macaulay Culkin, da, cel din Singura Casă, iar Ashton chiar s-a căsătorit cu Demi Moore. O relație mai serioasă între cei doi s-a început în 2012, iar în 2014 s-a născut primul copil comun. În 2015 cei doi s-au căsătorit, dar un an mai târziu familia s-a mărit încă cu un membru. Ryan Gosling și Eva Mendes s-au întâlnit pe platoul peliculei Destinii la răscruce în 2011. Faptul că relația celor doi este serioasă a devenit cunoscut în ianuarie 2011, când Ryan a prezentat-o părinților pe aleasa sa. De atunci în presă apar regulat zvonuri că cuplul se desparte, dar acest lucru nu îi împiedică să-și crească cele două fiice și să trăiască fericiți împreună. Benedict Cumberbatch și Sophie Hunter. Extravagantul Sherlock și soția sa s-au cunoscut la facultate în 1997. Ulterior s-au filmat împreună în Burlescul Poveștilor în 2009. Dar nici această colaborare nu s-a finalizat cu o relație. Abia 5 ani mai târziu, cei doi au început să se întâlnească. Oficial despre logodna lui Benedict și Sophie au anunțat părinții Mirelui printr-o metodă specifică englezilor, și anume au publicat o notiță în ziarul Times. Nunta discretă a avut loc în 2015, chiar de ziua îndrăgostiților. În prezent, cuplul are 2 feciori. Javier Bardem și Penelope Cruz. Cel mai renumit cuplu de vedete spaniole este împreună din 2007. În 1992, acești doi au jucat pentru prima dată rolul îndrăgostiților din Jamón Jamón. A doua colaborare pasională, din 2007, în filmul Vicky Cristina Barcelona, a continuat și în viața reală. Nunta celor doi a avut loc în 2010. În prezent, Javier și Penelope cresc 2 copii. Daniel Craig și Rachel Weisz. Love story dintre agentul 007 și polițista din Constantin a început în 2011 după filmările în thrillerul Casa de Vis, în care au jucat rolul unui cuplu căsătorit. La acel moment, ambii erau în relații serioase, Craig chiar fiind logodit cu regizoarea Satsuki Mitchell. Cu toate acestea, atracția dintre Daniel și Rachel i-a silit să-și părăsească partenerii. În iunie 2011, cei doi au făcut o nuntă secretă în New York, la care au fost prezenți doar 4 invitați. Familia Craig Weisz este una din cele mai secretoase din Hollywood și nu își afișează în public detaliile vieții private. Cuplul are 2 copii. Johnny Depp și Amber Heard. Cu siguranță este cuplul care a făcut cea mai mare gălăgie în ultimii 10 ani. Divorțul celor doi a fost sursă pentru numeroase speculații și luni bune a fost țintă bârfelor de la Hollywood. Dar ce frumos era începutul! Depp și Heard s-au cunoscut în 2010 pe platoul filmului Jurnalul unui iubitor de rom. 3 ani mai târziu, cuplul și-a anunțat logodna, iar în februarie 2015 s-au căsătorit oficial. Conform zvonurilor, anume relația cu Amber l-a determinat pe Johnny Depp să se despartă de actrița și cântăreața franceză Vanessa Paradis, cu care are 2 copii. Însă idila n-a durat mult. După 15 luni de căsnicie, Amber a inițiat divorțul.
Numeroase ședințe de judecată și detaliile vieții intime a cuplului le-au pătat imaginea publică. Cum va evalua în continuare cariera celor doi este greu de spus. Evident este faptul că ambii deja au fost retrași din proiecte importante. Kit Harington și Ross Laisley. Cine nu cunoaște istoria dragostei dintre Jon Snow și Ingrid, protagoniștii Urzelii Tronurilor? Și dacă în film totul s-a terminat tragic, în viața reală lucrurile stau cu totul altfel. Kit și Ross s-au întâlnit în august 2012 pe platourilor de filmare a celebrului serial. Relația celor doi a evoluat rapid, dar era ținută departe de ochii lumii. Până la prima apariție în public în postură de cuplu, cei doi au reușit să se despartă de câteva ori, dar dragostea învinge totul. În 2018, cei doi au celebrat nunta mult așteptată, la care era prezentă o bună parte din colegii de pe platourile de filmare a Orzelii Tronurilor. În prezent, cuplul este în așteptarea primului copil. Robert Pattinson și Kristen Stewart. Cel mai renumit cuplu de vampiri a fost împreună între anii 2009 și 2012. Ruptura s-a produs încă în procesul filmărilor a Morgului și a cauzat numeroase neplăceri producătorilor acestui film. Robert și Kristen s-au cunoscut pe platoul de filmare și în timpul ce fanii urmăreau relația dintre Edward și Bella, actorii au început să se întâlnească și în viața reală. Relația amoroasă părea a fi una serioasă, cuplul chiar trăind împreună. Însă în 2012 în presă apar fotografiile cu Kristen în brațele regizorului Rupert Sanders, ceea ce a încheiat idila. După ceva timp, cei doi au încercat să o ia de la capăt, însă s-au despărțit din nou. Acum Kristen susține versiuni contradictorii privind relația cu Pattinson. Astfel, această legătură amoroasă a fost o mișcare de marketing, fiind chiar semnat un contract că cei doi vor fi împreună pe tot parcursul lansărilor episoadelor din Amurg. În alte interviuri, însă, afirmă că relația cu Pattinson a fost una reală și că ar accepta cererea în căsătorie dacă el i-ar propune. În prezent, cei doi au lăsat trecutul în trecut și sunt prieteni, Brad Pitt și Angelina Jolie. Evident că această listă nu era completă fără cel mai renumit cuplu de la Hollywood. Cei doi s-au cunoscut în 2005 în procesul filmărilor Mr. și Mrs. Smith. Pe atunci, Pitt era căsătorit cu Jennifer Aniston. Pasiunea jucată în film nu putea să nu afecteze și realitatea. Suspiciunile că Pitt ar fi înșelat-o pe Aniston, apropo nu fără motiv, au provocat un divorț grandios. Pitt nici nu reușește să divorțeze de Aniston, că Jolie rămâne însărcinată. Acest fapt scandalizează opinia publică. Cu toate acestea, cuplul pare a fi fericit. 3 ani mai târziu, Angelina aduce pe lume încă 2 copii biologici, pe lângă cei 3 deja înfiați. Au fost nevoie de 10 ani pentru ca cei doi să se unească oficial într-o ceremonie restrânsă în Franța. La eveniment au participat copiii cuplului, care la acel moment erau deja destul de mari. Însă după nunta emoțională, fericirea familială a durat puțin peste 2 ani. În 2016, Angelina inițiază divorțul. Viața celor doi a fost mereu o sursă de speculații și s-a încheiat corespunzător. Gurile rele afirmă că motivele care au cauzat ruptura sunt infidelitatea, consumul excesiv de alcool și marihuană de către Pitt. Au fost nevoie de 4 ani, 10 de ședințe de judecată, urmarea de către Pitt a unui tratament la o clinică de reabilitare și terapie psihologică, pentru ca în sfârșit cuplul să ajungă la un numitor comun privind soarta celor 6 copii comuni. Acestea au fost istorii de dragoste a vedetelor de la Hollywood și poate nu întâmplător soarta le-a dat aceste roluri. Cine știe? Și sigur că fiecare din noi jucăm un rol important într-o relație din viața reală. Eu vă doresc relații super puternice și dragostea să nu dispară niciodată.